Înalt preasfințitul Aurel Perga, celebrat astăzi în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, o sfântă liturghie de mulțumire pentru toată activitatea pe care a desfășurat-o în dieceza romano-catolică de Iași în cei 40 de ani de preoție. Eu sunt preot de 40 de ani, dar 34 de ani l-am însoțit pe preasfințitul nostru episcop emerit Petru și în calitate de vicar general, apoi de episcop auxiliar, am fost foarte prezent în toate momentele importante ale diecezii. De aceea se cuvenea ca, înainte de plecarea mea de aici, să mulțumesc pentru acest mare dar, dar mai ales pentru că împreună am putut realiza multe lucruri pentru binele bisericii. Pe 21 noiembrie, Sfântul Părinte Papa Francisc l-a numit pe înalt preasfințitul Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București. Cu ce gânduri mergeți spre noua misiune? Merg într-un ținut pe care nu-l cunosc bine. Merg asemenea lui Abraham, care a ieșit din țara Canaanului către o țară necunoscută. De aceea primul plan al meu este ca să vizitez toate parohiile pentru a cunoaște oamenii, locurile și astfel, după aceea, în mod concret, să putem realiza acel program pastoral pe care toți îl așteaptă. Excelența sa, Aurel Percă, va lua în posesie canonică Arhidieceza Romano-Catolică de București pe 11 ianuarie anul viitor.